Spectatorii noștri. Derulați un proiect extrem de important, cel puțin 5 milioane de români, dacă nu și mai mult, sunt atenți la ceea ce faceți dumneavoastră acum la Ministerul Muncii în legătură cu modificarea pensiilor de la 1 septembrie. Am văzut foarte multe întrebări, foarte multe articole despre această lege și vreau să dezbatem atât cât putem din ea în această seară, ca oamenii să înțeleagă de ce faceți această revoluție a pensiilor, ce se schimbă de la 1 septembrie și pentru a începe dialogul nostru o să mergem chiar la primul slide din prezentarea pe care ați prezentat-o, ați adus-o în această seară pentru dezbaterea noastră. Foarte interesant este că în noua abordare a pensiilor pentru 1 septembrie de la Ministerul Muncii, atenție doamnelor și domnilor, se includ în calculul pensiilor, ceea ce vedeți acum pe ecran, perioade de necontributivitate care în momentul de față sunt asimilate drept vechime, studiile universitare, stagiul militar, concediul medical, șomajul, deportarea, prizonieratul sau detenția politică. Aceste importante aspecte cât de mult vor contribui la modificarea pensiei, doamnă ministru? Vor aduce punctaj suplimentar și este important ca tinerii în special să cunoască acest lucru. Ai o educație bună, ai studii universitare, universitate, master, doctorat, la zi vei primi un punctaj suplimentar de 0,25 puncte de pensie pe an. De asemenea, pentru stagiu militar, concediu medical, șomaj, deportare sau prizonierat politic. Este foarte important să se știe acest lucru. Noua formulă de calcul a pensiilor este reprezentată de totalul punctelor acumulate înmulțită cu valoarea punctului de referință. Totalul punctelor acumulate este format din punctele contributive, necontributive asimilate, cele despre care am discutat, și punctele de stabilitate. Avem aici perioadele și un exemplu, da? Dacă ai făcut o facultate 4 ani de zile, dacă ai făcut armata 6 luni, eu am făcut 9 luni, avantaj eu, se adaugă 9 luni, n-am fost niciodată în șomaj, slavă Domnului, și am un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Asta înseamnă 1,25 puncte necontributive care se transformă în... Se transformă în punctaj suplimentar, da? Se mulțesc cu valoarea punctului de referință și vei avea o valoare mai mare a pensiei. Vedeți, avem 4 ani reprezentați de facultate, plus practic un an armata cu șomajul însumat, 5 ani, mulțit cu 0,25, 1,25 puncte necontributive suplimentare. Ce înseamnă puncte necontributive suplimentare? Înseamnă că îmi dau un cuantum al pensiei mai mari, dar trebuie să am minim stagiu de cotizare contributiv de 15 ani. Da? Deci condiția ca să primești acest beneficiu din partea Ministerului este să ai un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Exact. Da? Stagiul minim de cotizare rămâne neschimbat. Stagiul minim de cotizare este 15 ani. Stagiul complet de cotizare este 35 de ani. Mergem mai departe la slide-ul următor. Sunt foarte multe informații. Ce avem aici, doamnă ministru? Aici avem o noutate care răsplătește românii care muncesc, au muncit și muncesc mai mult. Altfel spus, pentru un român care are o vechime, o perioadă de cotizare mai mare de 25 de ani, da, va obține puncte de stabilitate, un punctaj suplimentar, un beneficiu suplimentar la pensie, și anume 0,5 puncte pe an pentru perioadele peste 25 de ani, în intervalul 25-30 de ani. 0,75 puncte pe an pentru intervalul 30-35 de ani. Intervalul de vechime, da? Intervalul de cotizare. De cotizare. Și un punct suplimentar pe an pentru perioada peste 35 de ani. Deci ce ai cotizat începând cu anul al 36-lea. Deci cei care au muncit mai mult și care au cotizat mai mult, da, trebuie să spunem lucrul acesta. Nu e suficient doar să fi muncit, ci să fi avut și dovada faptului că a existat un contract legal de muncă. Este unul dintre aspectele care esențiale din noua lege, fiindcă noi în noua lege primul lucru pe care l-am făcut este acela de a veni cu o formulă care să ne ducă în zona cap
pentru muncă și contribuții egale, să ai un cuantum al pensiei egal, indiferent de legea pensiilor pe care ai beneficiezi de pensie din 1966 până astăzi, fiindcă am avut stagii de cotizare diferite, atât stagii minime cât și stagii complete, am avut indici de corecție, am avut o legislație diferită în ceea ce privește pensiile. Și atunci, principalul obiectiv al reformei este acela de a aduce echitate în interiorul sistemului public de pensii. Alt obiectiv important al noii legi al pensiilor reprezintă creșterea sustenabilă, astfel încât și românii să aibă pensii decente, pensii mai bune, respect după o viață de muncă. Dacă în Uniunea Europeană avem o medie de 13,6% din PIB pentru cheltuială cu pensiile, în România pensiile din sistemul public erau undeva la 9%. Acesta a fost și motivul pentru care am avut această bătălie de a fi gata cu legea pensiilor la timp, de a renegocia cu Comisia astfel încât să eliminăm 9,4% din PIB și să putem să creștem pensiile românilor, fiindcă în Germania, de exemplu, cheltuiala este de 12,6%. Avem țări în Uniunea Europeană cu cheltuială de peste 17% din PIB. Și cu un PIB de 10 ori mai mare decât România. Și este important ca și românilor să le dăm posibilitatea, inclusiv la pensie, să fie într-a treia tinerețe, cumva așa cum fac occidentalii. Dar punctele de stabilitate ne ajută în special pentru adecvarea pensiilor celor care au pensii mici. Vă dau un exemplu concret. În indemnizația minimă socială avem 1.200.000 de români. Avem și români care au intrat din cauza faptului că au intrat prin pensie de invaliditate. Poți să intri în pensie de invaliditate și dacă ai o singură zi de muncă, dar din nefericire, din păcate, ai avut un accident de muncă, ți-ai pierdut capacitatea de muncă și obții pensie de invaliditate. Dar și români care au 35 de ani de cotizare pe salariu minim pe economie și care au tot 1.281 de lei pensia minimă. Și atunci, pentru a face și aici o adecvare a pensiilor, s-a venit cu aceste fiecare puncte de stabilitate. Fiecare român își poate calcula pensia care va veni din luna septembrie, doamna ministru, pe baza acestui slide, e adevărat? Da. Am spus și mai devreme, noua formulă în baza căreia se vor recalcula toate pensiile românilor este reprezentată de totalul punctelor acumulate, care reprezintă suma punctelor de contributivitate, a punctelor necontributive asimilate, punctele de contributivitate. Cum se fac? Este foarte simplu. Se împarte venitul românilor la câștigul salarial mediu brut pe economie folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Cu alte cuvinte, un român care a câștigat, care a avut un venit brut de 7.567 de lei, are un punct contributiv. Da? Avem punctele de contributivitate obținute ca urmare a contribuțiilor pe care le-a avut la bugetul de stat românul, punctele de necontributive despre care am discutat anterior, cele legate de studii, cele legate de perioada de armată, perioada de șomaj, perioada de prizoniera sau detenție politică și punctele de stabilitate, cele obținute ca urmare a unui stagiu de cotizare mai mare de 25 de ani. Se mulcesc cu valoarea punctului de referință. Valoarea punctului de referință este un raport între valoarea punctului de pensie. În 2024, valoarea punctului de pensie a crescut de la 1.785 de lei, cât a fost în 2023, la 2.032 de lei. Valoarea punctului de pensie se împarte la 25. 25 reprezintă media stagiilor de cotizare din sistemul public de pensii din România de pe diferitele legi ale pensiilor pe care le-am avut și avem un nou indicator, valoarea punctului de referință. Valoarea punctului de referință se înmulțește cu totalul punctelor acumulate și vom avea valoarea pensiei. Haideți să mergem la slide-urile următoare, când o să avem și exemple, doamnelor și domnilor. Aici aveți o modalitate concretă de calcul la un salariu mediu brut, cu o contribuție de 36 de ani. O persoană care are studii superioare, 5 ani, care a făcut serviciul militar, armata de 6 luni de zile,
care a avut și o perioadă de șomaz de 6 luni de zile și tot calculul acesta pe care îl vedeți reiese la 44,75 puncte, ori 81 valoarea punctului de referință, înseamnă 3.625 de lei valoarea de pensie. Mergem mai departe să vedem sporurile nepermanente pentru care s-au plătit contribuții, se iau în calcul la stabilirea pensiei. Doamna ministru, aici vă rog niște lămuriri. Aici este o parte importantă a reformei, fiindcă până acum acestea nu erau luate în calcul. Din cauza acestui fapt, au existat nenumărate litigii, iar soluțiile date de instanță au fost diferite. Pensionarii erau puși pe drumuri, încercau să obțină pensii mai bune, cerând să se ia în calcul veniturile brute, toate veniturile pentru care au fost reținute și virate contribuții de asigurări sociale. Pe noua lege, toate acestea vor fi luate în calcul. Înainte de 2001, în baza înscrisurilor, dacă există, din carnetele de muncă sau a adeverințelor, după 2001, și aici vreau să subliniez că am fost vineri la Sibiu și colegii noștri de la Casa de Pensii, dar și pensionarii pe care i-am întâlnit, nu erau lămuriți cu faptul că pentru veniturile după 2001 nu trebuie să mai aducă niciun document, fiindcă veniturile se valorifică în baza declarației 112, pe care o avem deja în sistem. Este o declarație pe care bazele de date de la Ministerul Finanțelor și de la Casa Națională de Pensii Publice sunt interoperabile. În baza declarației 112, aceste venituri după 2001 vor fi valorificate fără ca pensionarii să fie nevoie să mai facă demersul. Deci veniturile după 2001 nu mai trebuie însoțite de adeverință speciale, pentru că Ministerul Muncii își extrage singur din bazele Ministerului de Finanțe nivelul venitului și se face recalcularea pensiei în funcție de aceste date care sunt